Pentru al doilea an consecutiv, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, administrat de Universitatea din București, a devenit timp de 3 zile spațiu de joacă pentru pasionații de geocaching din toată țara. Peste 30 de persoane, inclusiv cel mai vechi și cel mai activ geocacher român, au pornit în căutarea cutiilor creative, denumite geocache, create special pentru evenimentul geocaching în geoparc pe drumul vulcanilor. Este vorba despre un joc desfășurat în întreaga lume, pe care îl pot juca adulții și copiii deopotrivă. Acesta nu are competiții și clasamente, ci doar evenimente ce constau în întâlniri ale membrilor Asociației Geocaching România și ale altor pasionați și rapoarte de activitate. Participanții la evenimentul din Geopark au avut parte de o surpriză plăcută. Cutiile în căutarea cărora au plecat au avut forme cât se poate de ingenioase. Ele au fost create și amplasate de echipa Tilly Team, adică Tibi și partenera lui Lily, cei care s-au ocupat de organizare. Ediția de anul acesta față de anul trecut e puțin mai complicată, are mai puține cutii decât cea de anul trecut, dar dificultatea cutiilor este puțin crescută. În plus de asta, am ales niște trasee care sunt dragi nouă în zona Densuș și toată expediția, să-i spunem, de anul acesta a plecat de la una din casele geoparcului, de la Casa Vulcanului. Din cele 40 de cutii ascunse anul acesta, am încercat ca cel puțin jumătate dintre ele să fie cutii creative, adică să nu fie simple containere, ci pur și simplu ori să fie făcute la o imprimantă 3D cu o anumită tematică sau cu elemente din natură în care am ascuns acea foaie pe care trebuie să scrie jucătorii userul lor. Geocacherii îl cunosc sub numele de utilizator Mr. Ericus. Este cel mai activ jucător din România și a venit pentru a doua oară în Geopark. Eric Lambing, pe numele său, este din Cluj-Napoca și este absolvent al Facultății de Geografie al Universității Babeș-Bolyai. Spune că dacă nu ar fi fost Tibi și jocul acesta, mai mult ca sigur nu ar fi descoperit peisajele extraordinare din țara Hațegului. Tot datorită acestui hobby a reușit să ajungă în toate județele țării și să descopere peste 10.000 de cutii. Geocaching-ul e fain pentru că sunt cutii fizic ascunse și jucătorul găsește și ceva fizic ascuns, ceea ce mi se pare foarte fain, adică nu e doar ceva virtual. Și plus că are aspectul acesta cultural, adică cutiile astea au descriere, nu e doar un joc de vânat niște monștri, mai ajungi la o biserică, mai citești o descriere și mai afli ceva nou despre lumea care te înconjoară. Eu am început în 2013, auzisem în 2011 de la tatăl meu care și-a cumpărat recent un iPhone 3G, atunci era cel mai nou, și avea GPS pe telefon, pentru că pe vremea respectivă nu era faimos să ai GPS pe telefon și a căutat niște hărți de biking, de trekking și a dat de geocaching. Și atunci am început și m-am plimbat cu el, dar nu mi-a plăcut așa de mult în 2011 și mi-am reamintit în 2013 și de 2013 m-am reapucat, că m-a prins gustul ăsta de munte, de drumeție și de aventură, pentru că geocaching-ul e până la urmă și o aventură. Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului susține promovarea traseelor sale prin intermediul geocachingului, pentru că este o modalitate de a oferi informații într-un mod atrăgător, cu intervenții minime în peisajul natural, fără panouri informative. Fiecare dintre casele geoparcului și o parte din traseele din geoparc au amplasate cutii de geocaching.